Ne bucurăm că avem ocazia ca de fiecare dată când ne este dor să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu, vă avem pe dumneavoastră. De fiecare dată batem la ușa inimii prin cuvântul celui ce ne-a adus din moarte la un nou fel de a fi și ne sunteți prieteni indispensabili, frați într-o cuvânt. Deci, încă o dată, bine v-am găsit. De obicei, Ionel începea emisiunea aceasta. De data asta, el ne-a părăsit și ne-a lăsat mai noi, astfel încât suntem împreună în studio cu fratele Nicu Butoi. Îi spun un bun venit din nou și, dacă mi-aduc aminte bine, v-ați rugat la începutul emisiunii trecute? Da. Acum două săptămâni. Vă rugăm să faceți lucrul acesta în momentul acesta. Tată, îți mulțumim pentru darul cuvântului Tău și pentru călăuzirea Duhului Tău Sfânt. Amin. Și Te rugăm ca acest cuvânt să devină viață în noi. Amin. Atunci când Tu însuți îl plantezi în inima noastră. Amin. Fă, Doamne, ca iluminarea Duhului Tău să ne arate acele lucruri de care avem trebuință și pe care Tu dorești să ne le împarți cu această ocazie. Amin. Și fă, Doamne, din acest studiu un har și o binecuvântare pentru noi toți. Amin. Amin. Nicu, aș vrea să încep cu textul care mie mi se pare că este mai greu de înțeles. Geneza 3, versetul 22. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Sunt câteva întrebări care întotdeauna s-au născut în mintea mea când am citit lucrul ăsta, și anume, vroia Dumnezeu ca noi să ne ajungem ca El? Nu e vorba de simpla cunoaștere, ci e vorba de a deveni factor de decizie în a defini binele și răul. Acest lucru nu poate să fie atribuit niciodată unei creații sau creaturi, ci doar Creatorului. Și ceea ce șarpele a propus nu a fost simplă experimentare a răului, ci nu ai nevoie să definească altul pentru tine. Tu hotărăști. Ce e bine pentru tine e bine, ce e rău e rău. Tu e această formă de îndumnezeire subtil propusă. Și când Domnul a spus, era adevărat lucrul acesta. Omul și-a asumat același rol pe care l-avea doar Dumnezeu, acela de a defini ce e bine și ce e rău. A hotărât, Dumnezeu a spus, e rău să mănânci de aici, pentru tine e rău. Dar omul a hotărât, nu, e bine. Și atunci, deci el a trecut, practic, a luat în primire acest statut pe care se cuvenea doar lui Dumnezeu. Deci era în momentul acela ca unul din Trinitate, omul? Nu, nici pe departe așa ceva, dar își asumase un rol pe care numai Dumnezeu trebuie să-l aibă. El e definiția. Deci Dumnezeu n-ar fi vrut ca omul să ajungă la nivelul acela. Nu pentru că el nu are capacitatea de a face lucrul acesta. Trebuie cineva care să fie în afara creației, care decide aceste lucruri, nu cineva din interior. Noi umblăm cu GPS-ul, ne conduce pe străzi, fiindcă el e deasupra satelitul ăsta, deasupra lumii noastre și de-aia ne conduce pe acolo. Dumnezeu nu și-a asumat arbitrar rolul de a defini binele și răul, ci doar El poate să facă lucrul acesta. Ori în momentul acesta, omul se desparte de Dumnezeu și asumă rolul ăsta. Ai putea numi treaba asta îndumnezeire? Da, este o formă. Este o formă de dându-se drept Dumnezeu, definind binele și răul. În realitate, generația noastră face fapt aceasta, chiar acum sub ochii noștri, lucruri care au fost stabilite de timp și au demonstrat funcționalitatea lor în istorie, sunt reconsiderate astăzi și sunt înlocuite cu pur și simplu opțiuni personale relativizate până acolo încât nimeni nu întreabă unde duce un astfel de drum, ci pur și simplu ce părere ai despre lucrul ăsta. Bună, da, e bun. Nu ți se pare că în societatea noastră sau în generația noastră mai degrabă noi nu cunoaștem binele și răul, vrem să le
să le amestecăm așa într-o soi de babilonie, confuzie generală. Textul spune așa: omul a ajuns ca noi, cunoscând binele și răul. Acum noi suntem în situația în care nu mai cunoaștem ce-i stânga și ce-i dreapta, ca pe vremea lui Ninive. Da. Principiul a fost enunțat de Iisus. După roade vei cunoaște ce e bine și ce e rău, dar astăzi nu se ține seama de treaba aceasta. Se știe bine că duce la rău, se știe bine că îmbolnăvește, că omoară, că distruge, nu contează. Ceea ce îl sanctifică este o simplă opinie a omului. Deci, deci noi suntem asemenea lui Dumnezeu în momentul în care cunoaștem ce e bine și ce este rău. Vreau să te întreb acum, care este factorul definitoriu care desparte binele de rău, păcatul de neprihănire? Da. Și dacă ducem mai departe, viața de moarte. Că în realitate aici se termină drumul. Corect. Și e tocmai ceea ce a așezat înaintea omului prin creație Dumnezeu. Și a spus, uite, răspunderea este pe umărul tău. Tu ai posibilitatea aceasta. Și omul a folosit-o. Dar n-a folosit-o spre binele... Te referi la alegere. La alegere, da. Și el s-a așezat, deci a fost așezat la bifurcația aceasta și respectat de către Dumnezeu. Dar el, la rândul lui, nu și-a respectat viața proprie prin alegerea lui. Și se vede astăzi lucrul ăsta. Dumnezeu a făcut ceva pentru om ca să-l ajute să priceapă diferența dintre bine și rău? Sigur că da. Faptul că l-a așezat în mediul acela l-a făcut să vadă și să guste binele. Ce înseamnă binele? Acum, tot ce este diferit de lucrul acesta, normal că înseamnă rău. Dar alegerea omului n-a avut la bază un proces întemeiat pe principiul acesta de care a vorbit Mântuitorul. După roade vei cunoaște dacă un lucru e bun sau rău. Ci pur și simplu iluzia aceasta de a acționa ca Dumnezeu. Aș vrea să te iau puțin într-o altă direcție. Ce anume definește păcatul? Da. Cine definește păcatul? Păcatul nu este definit de altceva decât de efectul lui. Efectul lui îl marchează, ăsta e păcat. Știi ce se întâmplă? De aceea l-a numit Dumnezeu păcat. Bine, înțeleg treaba asta, dar sunt situații în care efectul nu vine imediat. Vine de la treia și al patra generație. E adevărat. Și atunci, pentru ca să pricepem despre ce este vorba și să nu cumva să așteptăm patru generații, Dumnezeu a definit păcatul și spune în Noul Testament că este un singur lucru care definește păcatul. L-ai putea numi. Da. Este caracterul lui Dumnezeu, așa cum este exprimat în legea Mulțumesc. Lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu. Da. E marcat practic prin și este dependent de măsura în care eu îl cred pe cuvânt pe Dumnezeu. Bun, mulțumesc. Deci, legea lui Dumnezeu. Da. Dar binele, cum e definit? Deci legea definește păcatul și arată care e păcatul. Dar binele cum e definit? Da. Este armonia sau acordul cu Dumnezeu legat tot de aceeași lege. Mulțumesc. E aceeași. Da. Aș greși dacă aș spune că e harul lui Dumnezeu? Este una din formele de manifestare. Harul lui Dumnezeu este manifestat în tot ce se întâmplă, inclusiv creația noastră, dar aici este o relație directă, un instrument pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să putem distinge bine între una, să nu avem în cazul în care un om ar fi căzut în rău fără să aibă definiția și fără să știe efectul, în cazul acesta Dumnezeu se făcea vinovat față de omul acela. Vezi, de asta eu cred că întotdeauna harul și legea trebuie să fie împreună. Da. Pentru că nu-i destul să cunoști păcatul, trebuie să cunoști neapărat și binele, pentru ca să poți fericit să renunți la plăcerile de o clipă ale păcatului, care altfel te-ar duce. Legea lui Dumnezeu este o expresie a harului Dumnezeu. Când ție îți spune doctorul, ai suferit și doctorul ți-a spus așa, domnule, faci cu tare lucru, nu faci cu tare lucru. Bun, când ți-a spus aceasta, nu este acesta un har pentru tine. Unul face lucruri, pentru mine la fel, unul face lucrurile acestea neștiindu-mi, n-am știut că asta produce tensiune, produce stomac sau ficatul, n-am știut lucrul ăsta. Descoperirea legii lui Dumnezeu este o expresie a iubirii lui Dumnezeu către noi. Mulțumesc. De aceea și spus Iisus, tot ce vedeți aici este iubirea de Dumnezeu și de aproape. Știi care este cel mai mare vis al unui păcătos? Cel mai mare vis al unui păcătos este să fie păcătos și să poată mânca din pomul din grădina Edenului.
Da, asta s-a rugat... De ce n-a fost de acord cu treaba asta Dumnezeu? Că zice așa, să-l împiedicăm acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el, să trăiască în veci. Deci, visul unui păcătos nu este să despartă binele de rău. Visul unui păcătos este să le amestece. Și dacă ar putea ca păcătos să mănânce din pomul cunoștinței, ar fi excelent. Cum ți se pare? De ce Dumnezeu a zis nu? Întrebare, ar fi fost bine pentru el treaba asta? El zice că da. Nu cred. Sunt atâția oameni care roagă, spune, eu roagă moartea și moartea nu vine. Păcatul a dus la un așa hal de degradare încât omul își dorește moartea la un moment dat. Și dacă el și-ar fi extins existența în condițiile acestea, ar fi fost cel mai cumplit blestem pentru el. Atunci Dumnezeu a hotărât niște limite pentru el. Niște hotare. Mâncarea, pomul vieții nu dădea viața nimănui. Era ascultarea care dădea viață. După cum pomul cunoștinței nu a omorât pe nimeni. Fructul nu era toxic, n-a murit nimeni din cauza aceasta. Neascultarea, necredința în Dumnezeu a fost ceea ce a adus efectul acesta. Ca să combine acestea două, într-adevăr, ăsta este idealul luciferic. Idealul luciferic este și atacul de la urmă care se dă împotriva cetății sfinte, are în vedere tocmai ideea aceasta a pomului vieții, ca să perpetueze starea aceasta de păcat. Dar este înfrânt în sine însuși, din cauza că păcatul conține și duce la moarte. Asta nu are cum să se împărtășească de viață veșnică. Nicu, am citit zilele trecute, nu mai știu, online, ideea că cineva a tras cu pistolul și a împușcat pe altcineva. Da, nene omul. Și cel care a tras cu pistolul a fost acuzat că nu l-a împușcat pe celălalt în punctele vitale, așa, ca să-l omoare, ci l-a împușcat doar ca să îl chinuie. Și asta se numea tortură în presă. Adică, bă, frate, tu l-ai împușcat doar ca să-l faci să-l chinui. Cum ar fi, ceva asemănător între faptul ca un om să păcătuiască și apoi să trăiască veșnic. Să se chinuie. Să se chinuie. Da, să se chinuie. Cum spuneam, lucrul ăsta nu este realizabil de niciun fel, pentru că are în sine germenul distrugerii. Deci nu mergea lucrul acesta. Nici numai că nu era de folos omului, dar ar fi fost cea mai cumplită dintre torturi. Da, 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 da. Ce părere ai de textul de memorizat? Zice, iau cerul și pământul ca martor împotriva voastră. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Da. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Mi se pare că faptul că Dumnezeu ia martor cerul și pământul, mi se pare că este o chestie universală. Dumnezeu vorbește de... Treaba asta este adevărată pentru universul întreg. E clar. Nu numai pentru pământ. Da, da, da. Da? Tocmai aceasta este, în aceasta constă eternitatea legii lui Dumnezeu. Este eternă. Adică a fost dintotdeauna, este și rămâne întotdeauna. Este marele principiu al iubirii despre care a vorbit Iisus. Și acesta nu se aplică doar la pământeni, ci la cerul și pământul. Ele sunt martore, adică sunt parte din această, chemare pe care o adresează Dumnezeu omului. Știi, mi se... De a-și asuma, adică omul e chemat să-și asume răspunderea cu privire la viața și moartea lui. Uite, cheia e în buzunarul tău. Și da. Deci, da. Mi se spune că una dintre problemele majore cu care s-a confruntat Adam este că n-a înțeles riscul alegerii lui. Adică, domnule, dacă îi dai unui copil să se joace cu o grenadă... E clar, da. El nu-și dă seama ce e grenadă. Tu îi spui, știi ce? Nu scoate cuiul. Bun, nu scoate cuiul, dar el scoate cuiul pentru că nu înțelege ce se va întâmpla după. Și mi se spune, Adam așa a pățit. El n-a înțeles ce e moartea, n-a înțeles ce este păcatul. Dumnezeu i-a spus să nu scoată, dar Adam a minimalizat totul prin neînțelegere, nu printr-un act de voință. Ce părere ai de această afirmație vis-a-vis de textul de memorizat, care spune, fii atent, iau cerul și martor, cerul și pământul ca martor, că ți-am spus în ce constă
binecuvântarea. Aici s-ar aplica ce spune Petru, în adins se facă, nu știu. Nu există cineva. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Și într-adevăr, Adam n-a înțeles ce înseamnă moartea, pentru că nu se întâmplase așa ceva. Nu e nicio problemă asta. Dar cine e Dumnezeu, ai înțeles? Da, asta am înțeles. Bun. Ei, el a spus treaba asta. Și atunci tu nu te legi de ce ai înțeles sau n-ai înțeles din privire. Tu te legi autoritatea. Nu constă în ce ai înțeles tu din treaba asta. Și cine a spus lucrul ăsta? Păi a spus însuși Dumnezeu. Păi atunci facem liniște. În cazul ăsta, numai... Ce? Păi dar cum e moartea? Treaba ei. Da, el mi-a spus mie? Nu. Vedem noi. Pomul cunoștinței binelui și răului a fost o binecuvântată frontieră pentru om. A fost pentru protecția omului. El a fost așezat în centru. Adică el reprezenta pentru om semnul responsabilității lui. Uite, tu alegi să fii fericit sau să treci sau să ai viață atâta timp cât nu treci de frontiera aceasta. Cine nu e mulțumit în lume când îți scrie acolo, atenție, e o prăpastie în față, sau când nu ai nimic și mergi în prăpastie? Cine nu ar fi recunoscător că a pus cineva un semn acolo? Era omul pregătit pentru asta, era capacitat. Știi ce mi se spune astăzi? Există teismul evoluționist, care circulă și la noi în biserici foarte mult. Și mi se spune așa, domne, stai puțin, că omul era așa un nedezvoltat, da. Pe la jumătate. Nu era dezvoltat intelectual suficient ca să înțeleagă despre ce este vorba. De asta am nevoie ca aici, în momentul ăsta, să înțeleg alegerea. Când Dumnezeu te pune să faci o alegere, Dumnezeu te pune să faci alegeri care sunt compatibile cu tine sau te pune să faci alegeri așa care te depășesc și din cauza asta greșești? Dacă nu ar fi compatibile, aceasta ar arunca o umbră urâtă asupra lui Dumnezeu. Corect. Este ca și cum ai spus, pui un copil cu grenade sau cu cabluri electrice sau cu astea. Și ar fi o formă de sadism cumplită. Dumnezeu așa ceva nu face. Ci el comunică cu fiecare conștiință în parte, în plinătate. Nu există o lipsă din partea lui Dumnezeu de a face pe cineva să înțeleagă tot ce e necesar cu privire la... Nicu, tu ai spus ceva care mi-a atras atenția acum, foarte important. Dumnezeu l-a avertizat pe om prin cuvântul său deschis. Nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Bun, punctul 1. Dar tu ai mai spus ceva. Dumnezeu comunica cu conștiința lui prin Duhul Sfânt în orice moment. Da. Cu alte cuvinte, în mintea Evei și în mintea lui Adam a fost un proces în care Duhul Sfânt s-a războit cu ei în momentul acela vis-a-vis de alegere. Da. Și în momentul acela Dumnezeu a spus alege viața lui Eva, nu? Da. I-a spus alege viața. Da. Foarte interesant de ce în momentul acela Dumnezeu n-a câștigat războiul. Da. Legea după care se trăia în Eden era plăcerea. Aceasta a fost lege. Și legea guvernării lui Dumnezeu este plăcerea. Acesta e filmul în care îngăsesc toată plăcerea. E puțin riscant. Vreau să te întreb. Să vezi de ce. E o societate hedonistă? Nu. Okay. Asta vreau primul lucru asupra căruia omul se concentrează la pomul oprit este că e plăcut. Și după plăcere poți să mănânci. Cum poate însă să fie ceva plăcut despre care el a spus nu? Cum poate fi plăcut ție decât dacă te desparți de... Întorci spatele și ții asupra ta lucrul ăsta și atunci... Asta este conflictul. Mie îmi place și Dumnezeu zice nu. Da. Dacă am cunoaște și am vrea să credem ceea ce ne spune nouă Dumnezeu despre noi înșine, cum suntem priviți în ochii Lui, dacă am vrea să credem lucrul acesta, atunci n-ar mai intra în sufletul meu îndoiala că mă oprește de la niscai lucruri bune sau de la ceva. N-ar mai fi plăcut pentru mine la privit și de dorit ceea ce El mi-a spus să nu fie de dorit. Deuteronomul este cartea repetării legii. Studiem Deuteronomul acum, pentru că legea ne dă posibilitatea să alegem, corect? Legea ne conduce imediat la alegere, pe fiecare dintre noi. Adventiști de ziua 7, recunoaștem legea lui Dumnezeu. Prima consecință în materie de lege este că fiecare adventist de ziua 7 trebuie să aleagă. Asculte Dumnezeu sau nu asculte Dumnezeu? Da. Vreau să te întreb. Există și o zonă de mijloc? Luni, așa zice... ne pune față în față cu treaba asta. Există și o zonă de mijloc. Adică alege viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Dar așa între ele, nu se pare. În valoare absolută, nu.
Dar există o formă de tranzit. Așa credeam și eu pe vremuri, spune Pavel, ca să fac toate astea împotriva lui Hristos. Dar din momentul în care a întâlnit pe Hristos, n-a existat nicio formă de tranzit pentru el sau de gri. A fost clipa întâlnirii cu Iisus, a despărțit pentru totdeauna cele două lumi în care a trăit el. Și așa este și cu ființa noastră. Noi nu avem aceeași înțelegere tot timpul. Nu. Fii atent un lucru. Există o consecință a acestei stări de lucruri. Dacă există numai viață și moarte, înseamnă că te miști ori în zona de viață și trăiești, da, sau te miști în zona de moarte și da, ai terminat-o. Da. Dar dacă există o zonă neutră, atunci omul este ispitit să creadă că în zona asta nu e nici pedeapsă, nici judecată, nu există nici sancțiune de niciun fel, că el poate să meargă în zona asta, că el nu incomodează pe nimeni, nici pe Dumnezeu, nici pe Satan. Asta e o teorie, este o teorie și, și intelectual vorbind, lucrul ăsta pare logic, dar practic nu se aplică, pentru că Iisus a spus așa: cine nu este cu Crist este anticrist. Deci nu există acest între Crist și anticrist. Așa ceva nu există. Ci automat, fiind într-un loc, nu poți să fii în celălalt, sau fiind în celălalt, n-ai cum să fii. Deci de zona aceasta gri sau diversele nuanțe despre care vorbesc oamenii aparțin de fapt uneia sau alteia dintre clase. Inclusiv timpul în care Pavel prigonea ca un sălbatic biserica și sufla amenințare și toate astea, el le făcea cu Dumnezeu în minte. Zice, Dumnezeu a știut că am umblat din necredință, din neștiință în necredință. Dar când mi-a fost descoperit lucrul acesta, n-am întrebat pe niciun om, am luat măsuri cu viața mea. Practic, nu a fost vorba de o zonă în care n-a știut de Dumnezeu și n-a cunoscut pe Dumnezeu într-adevăr și a acționat pe baza la ceea ce tradiție spune, eram împătimit să împlinesc datinile strămoșești. Pe baza asta, o limitare în cunoaștere, dar nu există acea zonă fără Dumnezeu sau fără viață sau fără moarte. Sau. Romani 8:6. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Yeah. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. 1 Ioan 5:12. Cine are pe Fiul, are viață. Viață. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. Da. Zonă de mijloc? Nu există. De ce pentru unii dintre noi, când mergem în Geneza 7:22-23, suntem uimiți când citim toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite? Este vorba de potop. Da. Și ne întrebăm așa, noi astăzi trăim într-o zonă în care noi vrem viața cu orice preț. Nu prea facem legătură între valoarea morală a vieții și valoarea ei fizică. Noi credem că valoarea fizică este totul și că valoarea morală nu există și din cauza aceasta avem probleme. Din ce cauză ni se pare nouă că potopul este ceva neobișnuit și chiar uneori nu ne place potopul? Ba mai mult decât atât, spunem că nu reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Din ce cauză? Pentru că refuzăm să luăm în considerare datele problemei așa cum ne sunt prezentate. Din cauza asta. Și proiectăm asupra lui Dumnezeu ceea ce ar trebui proiectat în altă parte. De ce, Doamne? Nu. De ce, omule? Asta ar fi întrebarea adevărată. Acolo spune, răutatea omului a ajuns mare pe pământ. Tocmirile gândurilor. Totalul. Răutatea în forma ei totală. Dar aș fi vrut să subliniem o nuanță aici. Nimeni nu păcătuiește izolat. Nu există așa ceva. Când un pilot comite un păcat la bordul avionului sau domnul acesta care a condus vaporul acela cu atâtea mii de oameni acolo, când domnul acela face un păcat, mă refer din punct de vedere tehnic sau profesional, el păcătuiește în dreptul la toată lumea care e la bord. Se știe lucrul acesta.
dacă adoarme sau face o manevră greșită. Când omul a păcătuit, el a păcătuit în postura de șef, de stăpân al creațiunii. Era sub mâna lui. El era acela de credincioșia căruia depindea soarta la tot ce este acolo. Și când a ales să meargă asta, cum ar fi un părinte într-o familie și expune toată familia la o astfel de greșeală grabă, sau un comandant într-un război, a murit 1000 de militari pentru că a dat o comandă confuză și i-a băgat în moarte și au pierit toți oamenii aceia. Deci omul și noi astăzi trebuie să admitem, chiar dacă nu este plăcut, că orice pas făcut are reverberație până la frunza din copac și firul de iarbă și animale și tot ce se întâmplă în jurul nostru. Știi, în istorie s-a demonstrat un lucru, și anume, la început, noțiunea de sacru și profan erau foarte bine delimitate. Sacru și profan. Sacru sau sfințenia venea până la un domeniu și pe urmă începea profanul. Profanul nu era înțeles sub ideea de neutru, ci profanul era pus sub ideea blestemului. Deci sacru era binecuvântare, profanul era blestem. Și atunci, mai de mult, lumea își împărțea existența între aceste două câmpuri. Da. Și ori erai pe câmpul binecuvântării, ori erai pe câmpul blestemului, era clar. Nu exista nicio zonă altfel. Și o roșie, dacă puneai în pământ, o puneai pentru Dumnezeu sau o puneai pentru blestem, pentru diavolul. Dacă mergeai la o olimpiadă, alergai pentru Dumnezeu sau alergai pentru diavolul. Existau activități de felul acesta. Cu cât ne apropiem de zona noastră, cu atât între cele două zone s-a infiltrat al treilea. Așa numitul neutru, spațiu neutru, care nu este nici al lui Dumnezeu, nu este nici al lui Satan. Și cu cât timpul a trecut, cu atât spațiul ăsta a devenit din ce în ce mai larg, astfel încât activitățile legate de Dumnezeu au devenit din ce în ce mai subțiri și activitățile blestemate de asemenea acestea din ce în ce mai subțiri. Și spațiul de centru a fost cucerit de noi. Da. Cum ți se pare zona asta neutră? Este o iluzie, pentru că Biblia spune tot ce faceți, fie că mâncați, fie că beți, semănați, alergați, munciți, tot ce faceți voi are una sau alta dintre conotații. E logic, da? Nu? Da. E logic. Nimic nu poate să facă excepție de la aceasta. Mi-a plăcut expresia lui Sproul, a pastorului Sproul, R.C. Sproul. El spune așa, zice, nu există în tot universul acesta a maverick molecule. Nu există o moleculă de capul ei în acest univers. Și nimic din ce facem noi nu este neutru în sine, fără să aibă conotație de un fel sau altul. S-ar putea ca un om să facă un lucru bun cu o intenție rea. Este o crimă. S-ar putea ca un om, cum era Pavel, făcea lucruri foarte rele cu cea mai bună intenție posibilă. Dumnezeu a considerat ca neprihănire lucrul ăsta. M-a văzut Dumnezeu de ce umblam cum umblam. Vine Anania și Safira și aduc bani la templu cu intenția cealaltă. Lucrarea era bună în sine, intenția pe care zidiseră ei treaba aceasta era cu totul compromisă. Aș vrea să corectăm puțin, ceea ce spui tu este bine, dar aș vrea să corectăm o formă verbală, și anume, dacă Pavel a făcut lucrurile cu intenții bune, asta Dumnezeu zice că a văzut că era cinstit, era onest. Și el, conform luminii care conform o avea, luminii, dar lumina nu era bună. Dar nu că i-a socotit asta ca neprihănire, pentru că s-ar putea ca cineva să înțeleagă că de acum încolo, dacă are intenții bune și dacă face prostii, tot neprihănit. Da. Nu este adevărat. Nu. Da. Bun, vă mulțumesc. Ci în sensul că el a acționat după cea mai bună lumină. Asta e drept. Și asta face omul. Dumnezeu nu ține seamă de vremele de neștiință. Pe de altă parte, cui s-a dat mult, îi se cere mult, și cui s-a dat puțin, îi se cere puțin. Sunt niște principii dumnezeiești de o bunătate și dreptate încât în final se va spune drepte și adevărate. Ce părere ai de textul acesta? Suntem la marți, Deuteronomul 30 cu 16. Dacă îți poruncesc astăzi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli în căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile Lui, rânduierile Lui, să trăiești, să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care vei lua în stăpânire. De ce avem noi probleme azi cu păzirea poruncilor Lui Dumnezeu?
N-am înțeles intenția lui Dumnezeu. Dacă am fi înțeles-o, păi, când doctorul ăsta s-a dat un regim ție, ce intenție a avut omul? Să te vadă bine. Dacă suspectezi intenția lui Dumnezeu că îți răstrânge libertatea, că ți-a nu știu ce, nu mai e o valoare pentru tine lucrurile acestea. Dacă știi intenția care e în spatele, mă uitam la nepoata, ginerele îi pune tot felul de ochelari de schior, tot felul de poze a făcut cu ea, pentru ea tot ce îi pune tata ochelari, cască, chestii, sunt nemaipomenit de bune, din cauza că ea crede în el, crede în intențiile bune ale lui, nu are importanță. Și dacă ar da ceva amar, ar zice că dacă îl dă el, este ceva deosebit. Problema pe care o are omul modern nu este cu ceea ce îi cere Dumnezeu, ci este cu intenția lui Dumnezeu față de el. Vrem să schimbăm cumva chipul lui Dumnezeu? Este transformat în asemănarea omului, în asemănarea chipului omului. Când omul nu a primit chemarea lui Dumnezeu de a fi transformat el după chipul lui Dumnezeu, a încercat reversul. Și asta face, atașa lui Dumnezeu lucruri pe care zice, ai crezut că sunt ca tine. Dacă ne încurcă legea lui Dumnezeu, cum se vede că ne încurcă, și am încercat să-L facem pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu fără lege, cum ți se pare Dumnezeul acesta? Nu poate fi așa ceva, pentru că El însuși este lege. Deci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii. N-ar exista nimic aici. Ar fi haos. Tohu vabohu din original a devenit cosmos. Datorită acestui fapt, Dumnezeu este un Dumnezeu. Deci Dumnezeu însuși a pus principiul acesta la temelia universului. Oriunde te uiți, s-au uitat oamenii în materie, în infrastructură, s-au uitat în spațiu. E o ordine cutremurătoare. Bun, fii atent. Toată lumea e de acord că în lumea fizică e da. Ordine. Mm-hmm. Dar în lumea spirituală, zic ei, că acolo ordinea asta a lucrurilor fizice nu se mai regăsește. Și că în zona spirituală e o mare... Asta e ce a spus Șarpele. Da, nelegiuire. Asta e ce a spus Șarpele. Tu hotărăști ce e bine și ce e rău aici. Nu, Dumnezeu hotărăște ce e bine și ce e rău. Tu, ca om, crezi sau nu vrei să crezi lucrul ăsta. Ți-asumi răspunderea asta. Să fie vreo legătură între asta și textul de memorizat care spune iau astăzi cerul și pământul ca martor împotriva ta? Adică de ce cerul, de ce pământul? Da. Nu spune oamenii, nu iau oamenii ca martor, ci cerul și pământul cu referire posibilă la lumea universală, unde Dumnezeu își manifestă legea sa. Martor, deci, în sensul că este ordine aici, numărul 1. Numărul 2, martor pentru că tu te miști în mediul ăsta. Ridici ochii spre cer și vezi stele, te uiți în jurul tău și vezi natură, vezi lumea aceasta. Toate acestea au fost făcute să mărturisească în dreptul cuvintelor acestea ale lui Dumnezeu că tu ai libertatea, dar și responsabilitatea cu privire la alegerea pe care o faci. Dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, dacă te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor Dumnezeu să le slujești, vă spun că veți pieri. Da. Nu e dur? Păi nu este nici dur, nici dulce, e adevărat. Ți se poate părea amar? Un om poate să nege. Eu nu cred în curent electric, spune unul. Treaba ta, curentul nu se supără pe motivul ăsta, că tu nu crezi în el. Ai să crezi, bineînțeles că ai să crezi. Și la fel este. Ceea ce spune Dumnezeu aici nu este o amenințare, ci este din nou o expresie a bunătății lui Dumnezeu, prin care ți-a spus așa, dacă o iei pe un drum de felul acesta, poți să faci lucrul ăsta, după plăcere. Ce e amenințare, da. Nicu? Omul se simte amenințat când îi se spune... îi se predă adevărul. El ar vrea să aibă totdeauna impresia că el este cel care decide asupra vieții lui. Și nu e nimic rău în asta, numai că tu pe ăsta micul nu-l lași să decide asupra vieții lui, ci îl ajut să decide asupra vieții lui, pentru că asta nu ar cunoaște mediul cum îl cunoști tu. Deci omul se simte amenințat, cred eu, de un factor rău. Mm-hmm. De un factor rău, când este pus față în față cu ceva rău. Când ai spus că aici nu este o amenințare, te-ai referit la faptul că probabil că Dumnezeu nu reprezintă partea rea. Nu numai asta, niciodată. Și ca extensie, nici legea nu reprezintă partea rea. Nici atâta, dimpotrivă. Legea te apără de rău. Da. Deci dacă n-aș fi cunoscut rău dacă legea nu-mi spunea, vezi că asta e rău.
Adică nu o lua pe traseu, ăsta e semnul la intrare acolo, nu o lua pe aici, că uite ce se întâmplă. Și noi atunci de ce confundăm legea cu ceva rău, când de fapt legea este dată să ne ferească de rău? Da. Este acest mister al înclinației noastre. Nu există o justificare pentru alegerea noastră, nici pentru a păcatului original care s-a petrecut nu pe pământ, ci în ceruri. Așa cum scrie Biblia. Nu există o justificare, este o taină. Dumnezeu însuși întreabă, de ce ai ales în felul ăsta? Nimeni. E datorită conflictului care se întâmplă în noi și care nu ne place, adică e plăcut la vedere, dar Dumnezeu a zis nu. Pomul cunoștinței. E pomul cunoștinței. Știu, este expresia lui Balaam. Zice, Dumnezeu nu mă lasă să merg. Nu te lasă să mori. Din cauza asta. Îngerul i-a spus, drumul ăsta duce la moarte. De aia te opresc. Nu te-am oprit pentru că vreau să-ți iau ceva dulce și bun ție. Eu te-am oprit pentru că drumul ăsta duce la moarte. Studiul nostru merge pe ideea că s-ar putea întâmpla să ajungem la concluzia că alegerea e prea grea pentru noi. Și în ziua de miercuri ni se spune că am putea să fim confruntați cu așa ceva. Nu e prea greu să alegi binele. Sunt situații în care răul te constrânge, te amenință, te pedepsește. Vorba aceea, știi? Care zice așa, orice faptă bună va fi pedepsită. Da, este. Da. Deci, diavolul spune asta. Se poate întâmpla să ajungem la... Răul asta face. Te sancționează atunci când face binele și te premiază atunci când faci răul. Și ajungi la concluzia că e greu, frate, să faci binele în condițiile astea în care cineva se ține după tine și te pedepsește întotdeauna. Sunt două elemente care ar trebui luate în considerare. Niciodată Dumnezeu nu a cerut de la cineva ceva fără să-i dea puterea de a împlini lucrul ăsta. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Dacă s-ar fi întâmplat vreodată, Dumnezeu era vinovat. Doi, răul este de așa natură încât ajungi la un moment dat să intri pe un drum fără întoarcere. Ceea ce numește Biblia păcat fără iertare. În sensul că un păcat cultivat în condițiile sfidării lui Dumnezeu. Nu ți-o cont de ce spune Dumnezeu. Nu cred, nu vreau să ascult, merg în direcția opusă. Lucrul acesta te aduce într-o situație în care un om la un moment dat se trezește, își dă seama că merge la vale, dar a trecut de point of no return, cum spune aici. Pentru acest motiv, Dumnezeu a spus, nu discutăm să ajungi vreodată aici, să aluneci aici. Nu intra pe drumul ăsta. Zice, nu te uita la vin când curge în pahar. Nu e vorba de a ajunge acolo să nu te mai poți stăpâni, să torni în tine, să omori pe altul, să faci prostii. Nu te uita în direcția asta. Nu iniția așa ceva. Iisus a spus, nu gândi așa ceva. Curmă acolo chestia aceasta. Și de ce? Dar de ce? Vreau să încerc să experimentez. Tu nu știi cât de alunecos este acolo. Tu nu cunoști drumul ăsta. Și Iorga spune frumos, zice, vai de omul care ține minte unde a căzut, dar a uitat unde a alunecat. Înainte de cădere este alunecarea. Nu e nevoie să ajungem să facem experiență cu răul și nu e nevoie să ajungem acolo unde răul a pus stăpânire în așa fel încât este inevitabil. Mă întorc la ceea cum am început lecțiunea noastră. Ispitirea din Eden, testul din Eden, ți se pare ușor sau greu pentru Adam și Eva? Acest lucru n-ar fi trebuit să constituie niciodată un test. Din ce cauză? El stătea acolo, liniștit. Păcatul, se discută acum despre biruința asupra păcatului. Ești încă în dialog cu păcatul. Se discută despre urârea păcatului. Unul iubește păcatul, unul urăște păcatul. E în dialog cu el. Deci, indiferent că îl urăști, că îl iubești, ești în dialog cu el. La ce suntem noi chemați, tu trebuie să fii mort față de păcat. Asta nu e niciun fel de dialog. Poate să fie acolo, poate să plece, poate să vină. A discutat la telefon cu o doamnă din Canada care a trecut prin demonizări tot felul și după un timp am întrebat-o cum merge viața. Zic că au mai venit vizitatorii, zice, dar nu-i treaba mea asta. Așa mi-era, am fost mulțumit până la Domnul de fericire că a prins ideea aceasta cu care am vorbit. Și zic, nu intra în dialog de niciun fel. Întoarce, fii mort față de păcat.
și el față de tine. Și lucrul acesta nu se poate întâmpla prin vreo psihologie, ci Pavel spune acolo, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos, prin care lumea e moartă față de mine și eu față de ea. De ce n-a fost Eva moartă acolo față de păcat? Ar fi trebuit, deci. Dar de ce n-a fost? Că ce se întâmplă? Știi, adevărul este că nimic din ființa Evei nu era rău. În așa fel încât să rezoneze cu păcat. Totul era bun. Da, da, da. Totul era bun. Ea era moartă față de păcat. Nu. Nu. Adică păcatul n-avea nimic în ea, asta vreau să spun. Dar rămânea o posibilitate. Ca posibilitate, da, ca potențialitate. Mm-hmm. Ei bine, a venit Satan și a resuscitat sau a profitat de această posibilitate. No? Și a mers acolo și a profitat de faptul că pomul era frumos, era așa cum ai spus, era interesant treaba asta. Repet, mă rog, a intrat în dialog, asta yes, e. Putea să zică da, putea să zică nu. Era greu să zică nu. Că la asta mă refer. La început sau normal, natural, nu. De niciun fel, nici greu, nici ușor, nu exist pentru mine. Asta dar e. După ce ai intrat în dialog... Nu, vreau să spun. Adică din punct de vedere al poruncii, din punct de vedere al modului în care Dumnezeu a lăsat să fie ispita, Dumnezeu n-a lăsat ispita să fie peste puterile tale. Deuteronomul 10:11. Porunca aceasta pe care ți-o dau eu nu este mai presus de puterile tale. Punct. Sigur. Eva putea să zică nu. Ispitele cu care sunt eu acum confruntat, de ce nu sunt peste puterile mele? Că de obicei și în mod normal sunt. Da. Dar de ce nu sunt? Că textul ăsta se aplică. Este ceea ce ai spus, păcatul este un act absolut deliberat. Niciun om nu poate fi forțat să păcătuiască. Iacob revelează ceva inimaginabil, zice, nu te-a dus Satana să păcătuiești, te-a dus inima ta care este atrasă de așa ceva. Dacă nu rezonează aici, poate să se dea diavolul peste cap să facă tot fiecare ce vrea. Fiecare este atras de pofta lui însuși și momit. Da? Din lăuntru vine chestia aceasta. Și datorită acestei atracții, s-a intrat în dialog și s-a dat răspuns. Dar acest dialog nu trebuia nici, această conversație nu trebuia nici câștigată, nici pierdută, nu trebuia să aibă loc niciodată. Niciodată nu trebuia să aibă loc. Când Dumnezeu a vorbit despre un lucru, de acolo încolo nu mai are sens să discutăm. Nu i-a spus Dumnezeu să nu vă duceți. Da, nici de bine, nici de rău. Da. Nu, pentru mine nu există, n-are rost. Am spus înainte că Satan răsplătește pe cei ce fac rău și pedepsește pe cei ce fac binele. Textul pe care îl avem noi aici în studiu, în Deuteronom, capitolul 30, de la 1 la 10, zice așa, dacă te vei întoarce la Domnul, dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta, din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, atunci Domnul Dumnezeul tău va duce înapoi pe robii tăi, va avea milă de tine, te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul. Chiar dacă ai fi risipit până la marginea pământului, chiar și acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău. Și acolo se va duce să te caute. Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi. O vei stăpâni, îți va face bine, te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. Domnul Dumnezeul tău și așa mai departe. Nu ți se pare că și Dumnezeu răsplătește? Este în ambele situații natural lucrul acesta. Binele săvârșit în viață este urmat de bine, naște bine. Pomul bun face fructe bune. Așa a spus Iisus. Consider că asta este doar o lege naturală sau este și implicarea directă a lui Dumnezeu aici când spune, băi frate, eu o să te aduc înapoi. Nu, Dumnezeu veghează să se împlinească acest lucru. Mulțumesc. El este prezent în aceste lucruri, nu este absent. El este prezent și în ce privește răul când ți-a spus, uite unde duce. Și tu, din respect pentru el, niciodată nu trebuie să încerci drumul ăsta. Datorită lui. Da, să apară cum o fi, domne, când știu cine mi-a spus lucrul acesta, n-are sens să intrăm în discuție. Dumnezeu te binecuvintează când faci binele. Ce se întâmplă când faci răul? Când faci răul, te tratează. Te tratează. Te tratează, da. Până când te întorci. Da. Că așa zice aici,
zicea textul, zice, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău, dacă vei asculta de glasul lui din toată inima, dacă te pocăiești, atunci Domnul te ajută. Da. Deci, Dumnezeu... De ce nu te ajută? Nu, numai puțin. Da. Iată-mă. Dumnezeu binecuvintează, te binecuvintează când faci binele, te sancționează când faci rău. Satan te sancționează când faci binele și te binecuvintează când faci rău. Acum, la nivel de alegere, la nivel de alegere, se pare că lucrurile sunt pe dandoasele, complet dandoasele. Cum facem să reușim să înțelegem ce-i binecuvântarea într-o lume atât de mincinoasă? Iisus a prins lucrul acesta când i s-a spus, uite, îți dau toate acestea, dacă te închin mie. Păi, vorba cărții Apocalipsei, unde e mintea plină de înțelepciune? Adică tu îmi dai mie ceva și după aia mă iei cu totul. Deci și cu ce mi-ai dat și pe mine în afară de lucruri. Unde este judecata în aceste lucruri? Și normal că este mult mai profundă ideea aceasta. Dar nu găsește niciun ecou în sufletul Domnului Hristos. Așa cum a zis el, zice, vine stăpânitorul veacului acesta cu ispita, cu... oferta cu ce vine el, dar în mine nu găsește nimic. În mine. Deci acolo e toată problema. În mine nu găsește nimic. Nu găsește ecou, nu găsește răspuns, nu găsește atracție, nu găsește preocupare de lucrul acesta. Nu există așa ceva. Bun. Mie mi se pare că aici e toată problema, știi? Suntem mințiți și în legătură cu binecuvântarea și în legătură cu pedeapsa. Ni se spune adevărul și în legătură cu binecuvântarea și în legătură cu pedeapsa. La cine asculți e extrem de important. Da. Și în final, ultima parte a lecțiunii noastre spune că alegerea conduce la închinare. Alegi până când te închini. Da, atât de mult alegi. Asta, a te închina nu înseamnă a face ceva pentru Dumnezeu, ci a te da pe tine însuți. Aceasta e închinare, adevărata închinare. Restul sunt oferte, gesturi față de Dumnezeu. Asta nu e închinare. Închinare e când te-ai oferi pe tine însuți lui Dumnezeu sau când te-ai oferi răului până la urmă pe tine însuți. Ai adus în discuție ispitirea Domnului Iisus Hristos, a treia ispită a Domnului Iisus Hristos în pustie. Are la bază exact această nerușinată cerere. Nu vrei să te închini mie? Da. Începe cu alegere, începe cu nu știu ce, finalizează cu închinare. Da. Drumul acolo duce. Da. Și de asta îmi place mult că studium spune că, fii atent, toate lucrurile încep cu o mică alegere și se termină cu o mare închinare. Da, exact așa este. Oh. Da, asta e adevărul. Da. Bun, se va termina cu marea închinare. Suntem la sfârșitul istoriei, suntem gata... Am făcut alegerea în momentul în care ne-am închinat viața Domnului Iisus Hristos prin botez, când studiem Scriptura și așa mai departe, dar în final toate lucrurile se vor concretiza în cum ne închinăm. Da, da. Și închinarea aceasta a fost exprimată de Mântuitorul când au venit și au oferit banul și au întrebat dacă se cade să plătim bir Cezarului sau impozit sau taxă. Și el a spus, zice, uite care e criteriul. Al cui chip este, lui aparții. Al cui chip este. Închinare înseamnă primirea ființei lui Iisus în viața mea. În Corinteni ni se spune, zice, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați în asemănarea celui pe care îl privim. Până când Hristos va lua chip în voi. Aceasta se numește o ființă închinată lui Dumnezeu. Vorbeam și astăzi, m-a întrebat acest prieten la întâlnirea care am avut-o, Dumne, poți să ne spui și nouă, poate fratele Nicu știe când va veni Iisus? Și am spus, Domnule, zic, astăzi îți voi spune ziua și ceasul când va veni Iisus, zic, nu pleci de aici fără informația asta. Și am citat din cartea Parabole, când caracterul lui va fi reprodus în tine, e ziua în care a venit pentru tine, a venit Iisus. Și zic, numai după venirea aceasta discutăm de venirea pe nori. Aceasta este închinarea. Închinarea nu este un simplu dialog, ci Mântuitorul a spus, zice, eu și Tatăl vom veni la ființa aceea și vom locui la ființa aceea. Iar Pavel consemnează, spunând, Hristos în voi, nădejdea slavei. În studiul ne conduce în final la Apocalips. Apocalips 13 și 14. Acolo, în Apocalips 13, de la 1 la 15,
mi se descrie cum a luat ființă chipul lui Anticrist, adică acelei fiare care luptă împotriva lui Iisus Hristos. Și mi se spune că a luat părți componente din toată istoria. Gură de leu, labe de urs, trup de leopard și așa mai departe. Pentru că în final să ceară închinare la tot pământul. Da. Cum vi se pare această provocare finală? Seamănă tras la Xerox cu închinarea la Dumnezeu, decât că e pe partea altă. Aceleași principii operează. Toată lumea se mira după fiare, deci se concentrează asupra asta și omul este transformat de lucrul asupra căruia privește. Subtilitatea constă în faptul că anticrist nu înseamnă neapărat un persecutor ca Pavel sau ca altul, ci înseamnă cineva fără Hristos. Și aceasta este esența demonismului. Un demon nu este o sperietoare de asta cu coarne, ci este unul care a spus: ce avem noi a face cu tine, Iisuse? Deci nu e loc pentru Dumnezeu în viață. Și această absență sau lipsă a lui Dumnezeu conduce capitolul acesta pe homo adorans, care e omul, să se închine. Omul se închină indiferent ce se întâmplă. Dacă omul refuză să se închine lui Dumnezeu, el se închină. Nu? Pentru că el este adorans, e un om care se închină. Versetul 13 spune: săvârșea semne mari până acolo cât făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor, pecetluind sau confirmând cu aceste semne autoritatea spirituală pe care ar trebui să o aibă. Spuneai la un moment dat că este cineva fără Hristos și e corect, dar depășește nivelul acesta. Este un nivel agresiv asupra minții umane, asupra ființei umane. Îți ia vederea pur și simplu când îți coboară foc din cer. Îți ia mintea în momentul în care bubuie. Crezi că într-adevăr pământul este al lui și că universul este al lui. E o foarte agresivă manifestare. Aceasta se întâmplă numai în absența lui Hristos. Dar dacă Iisus trăiește în tine, indiferent ce fel de manifestări ar avea loc, acestea sunt nimicuri, pur și simplu, nu au niciun fel de însemnătate. Psalmul 2 zice: oamenii ăștia discută împotriva lui Dumnezeu, cel prea înalt se uită din cerul și râde. Cine sunt oamenii ăștia care vorbesc de așa ceva? Absența lui Dumnezeu îi face pe oameni, respingerea lui, că așa spune în a doua Tesalonice, au respins dragostea adevărului, nu le-a trebuit așa ceva. Aceasta îl face pe om vulnerabil în fața unor astfel de manifestări. Și nu există apărare, nu există imunitate, nu, exact ce ai spus, nu există nimeni pe pământ care să poată rezista la așa ceva. Orice fel de psihologie de că lucrul e făcut în sine să fie irezistibil. Afară de faptul că cineva în inima lui locuiește Hristos. Pentru el nu va însemna. Acolo e toată diferența. Uite. Altfel nu există mijloace prin care să poți să testezi pur și simplu. Ele imită lucrarea lui Dumnezeu până acolo încât toată lumea, cum spunea despre Simon Magu, Dumne, asta e puterea lui Dumnezeu cea mare. E foarte ușor să crezi că Hristos e în tine. Petru a crezut că el iubește mai mult decât toți ceilalți apostoli, până când a demonstrat că nu da, e. Da. E foarte ușor să crezi că Iisus Hristos este în tine, să stai liniștit, să spui că atunci când se va întâmpla, eu n-o să... Eu, da. În Apocalips, capitolul 14, însă, se spune că nu-i destul să fii liniștit, tu trebuie să zbori. În Apocalips 14 spune: am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, vestind-o locuitorilor pământului. Trebuie să zbori, să vestești Evanghelia oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod. Trebuie să vorbești cu oamenii, să le spui: temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui, închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Din nou, pământul și marea și așa mai departe. După aceea, stai de vorbă cu oamenii și le spui despre faptul că Babilonul a căzut. Stai de vorbă cu oamenii și le spui: dacă se închină cineva icoanei fiarei și primește semnul lui pe frunte sau pe mână,
Spuneam la început că Satan este agresiv în modul în care se poartă față de adevărul lui Iisus Hristos, dar văd că și biserica lui și poporul lui trebuie să fie agresiv în manifestarea adevărului. Da, da. Nu mai este timp de stat cu mâinile încrucișate și de a sta liniștit. Cineva trebuie să se miște. Da. Cum vezi treaba asta? Totul depinde de cine este Dumnezeu pentru tine și cine sunt oamenii de lângă tine. Ce simți tu pentru lumea din jurul tău? Ce simți tu pentru numele lui Dumnezeu? Vreau să subliniem expresia Evanghelia veșnică. Ea nu este de la Betlehem, ea este dintotdeauna. Ea rămâne pentru totdeauna și ea are în centru adevărul despre Tatăl. Dumnezeu este iubire. Întregul universul va cânta acest cântec. După ce nu mai va fi nici păcat, nici nimic absolut de niciun fel. Acest lucru suntem noi trimiși în lume să-l vestim în primul rând prin viața noastră. Cineva trebuie să înțeleagă din felul cum raportez la lucrul acesta și să spună m-a iubit Dumnezeu. Corect. Prin ceea ce s-a întâmplat, începând din casa noastră, începând cu cei din jurul casei noastre. Acum, a doua solie, a căzut Babilonul, vine tocmai prin contrastul cu prima. Îndată ce cineva a primit adevărul acesta despre Dumnezeu, deodată își dă seama că alte lucruri nu stau în picioare. Au căzut acestea. Și cea de-a treia încheie cu esența studiului nostru, omul așezat între viață și moarte. Dacă după ce ți-a fost descoperit lucrul acesta și dacă după ce au căzut aceste neadevăruri, un om alege viața sau alege moartea, își asumă răspunderea pentru destinul lui. Este o secvență logică în dezvoltarea acestor adevăruri mari pe care le găsim aici. Studiul nostru face trimitere directă la sabat. Cum vezi rolul sabatului în această închinare și alegere finală. Așa ca să-l înțelegem bine, da, din punct de vedere al mântuirii lui Iisus Hristos. Da. Esența, lucrul ăsta ar trebui ținut înaintea ochilor zi și noapte. Adică noi ne luăm analizele totdeauna la inimă, la sânge, la astea, ca să știm cum mergem, păstrăm numerele acestea. Sabat înseamnă odihnă. Și în mijlocul acestor lucruri, doar prezența lui Dumnezeu dă odihnă sufletului. În momentul în care sufletul intră în panică sau te temi de molima care bântuie zi în amiază, n-ai niciun Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu este rușine să-ți fie frică. Asta e o mare rușine. Când Dumnezeu e prezent, să-ți fie frică. Sau să te temi de... În prezența lui Dumnezeu vreau să spun lucrul acesta. Și atunci Mântuitorul a spus așa: Fiul omului este domn al sabatului. Oriunde domnește el în viață, se trăiește această odihnă a sufletului. În indiferent ce împrejurare, poate să se clatine munții în inima mărilor, poate să se întâmple orice, inima lui rămâne netemătoare datorită prezenței lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă trăirea sabatului, care este conectată cu două mari lucruri. Unu, că Dumnezeu a creat cerul, pământul și toate cele ce sunt acolo și că Dumnezeu s-a odihnit. Acum, în odihnă aceasta a lui, suntem invitați noi să intrăm. Ei n-au vrut să intre din cauza că n-au crezut lucrul acesta, deci ei din cauza necredinței n-au intrat în lucrul ăsta, pe când noi acum intrăm fiindcă l-am crezut. Dar oamenii care au refuzat lucrul acesta, zice, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Pericolul și ispita este să încercăm să creăm o odihna noastră proprie din ceea ce suntem sau facem, mai ales din felul cum ne vedem sau cum le vedem, ala la Odiseea. Mă văd așa, mă văd pe dincolo, sunt bogat, sunt pe dincolo și încerc să-mi odihnesc sufletul cu astfel de lucruri. Nu, odihna nu are cum să vină de aici. Închinătorii fiarei n-au odihnă nici zi, nici noapte. Și să te întreb, Nicu, nu ajungi la concluzia că odihna se obține printr-o alegere corectă? Da. Adică oamenii neodihniți sunt aia care nu fac alegerea. E clar. Da. Stau așa cu picioarele în două bărci. Și în stânga și în dreapta și nu știu încotro să apuce și sunt mereu terorizați de situație, într-o incertitudine, într-o confuzie continuă. Da. Cel care a făcut alegerea și este pentru Dumnezeu și știe în cine a crezut. Și este pe drum și este hotărât,
are cerul aproape. Pavel spune, dar nu mi-este rușine, pentru că știu în cine am crezut. Și era în fața execuției când a spus cuvintele acestea. Nu s-a schimbat nimic în sufletul lui. Iisus era la fel de aproape ca în întreaga viață. Ștefan moare liniștit cu ochii spre cer. Doamne Iisuse, primește Duhul meu și iartă pe băieții ăștia care fac treaba asta aici. Domnule, asta este trăirea odihnei dumnezeiești, a prezenței lui Dumnezeu în sufletul nostru. Ne teamă de COVID? Teamă în sensul de grijă. E foarte bună grija. Dar frica aceasta bolnavă arată că nu are niciun Dumnezeu. Spaimele acestea cultivate, făcute un fel de drog și le vrem tot mai tari și permanente, nu e niciun Dumnezeu acolo. Dacă observi, oamenii care exportă teama și care predau teama nu menționează pe Dumnezeu, că Dumnezeu aduce pace sufletului și nu apare acolo. Care e pericolul în a crede că semnul este vaccinul? Da, am semnul auzit fiarei. Nebuneala asta, am auzit-o. Care e pericolul? Dacă ar fi Iisus, ar spune așa, dați doctorilor ce al doctorilor și lui, asta, ce, și lui Dumnezeu sau diavolului ce aparține acolo. A muta și a reduce semnul fiarei la așa ceva indică spre o formă sinistră de analfabetism spiritual. Când lucrul acesta este legat de Dumnezeu, semnul pe frunte sau pe mână de care vorbește Biblia, e legat de prezența lui Dumnezeu în mintea și în sufletul tău. Și când semnul fiarei este legat de respingerea prezenței lui Dumnezeu și de întronarea eu-lui și a persoanei tale, ca să reduci lucrul acesta la un vaccin sau la ceva de felul acesta, arată că am refuzat și am creat o legendă, o imagine din ceea ce am gândit noi, cum spunem 2 Tesaloniceni, au refuzat dragostea adevărului și acum vor primi lucrarea rătăcirii. Oare înțelegem ce e închinarea? În momentul în care vorbim de vaccin, înțelegem că bătălia este pentru închinare, nu e pentru altceva? Da. Oare ne pierdem chiar așa? Da. Nu intrăm în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu, în așa fel încât să citim poruncile, legea Lui, care este sfântă, dreaptă și bună, să vedem unde oamenii au stricat-o și au desfințat-o? Tocmai acest lucru s-a întâmplat, panica aceasta care s-a creat și confuzia generală care s-a creat în lume astăzi, indică spre absența lui Dumnezeu, unde e Dumnezeu, e lumină, nu e panica aceasta. Nu, o fi bine, nu o fi bine, cum intrăm ca pe gheață? Omul lui Dumnezeu nu are voie să ajungă aici. Nu avem impresia că frica e preventivă și o confundăm cu grija, cum ai spus înainte. Când în realitate panica și frica este baza cea mai bună pentru manipulare, pentru mințire și pentru a face decizii greșite. Vorbim de alegeri. Haideți să facem alegerea în domeniul pe care Dumnezeu ne-a invitat să ne rugăm, să ne gândim și să rămânem. Domnul să fie cu noi și să ne binecuvinteze. Doresc tuturor celor ce ne urmăresc binecuvântarea Lui. A fost un studiu prin care am trecut așa ca trenul repede. Îi mulțumesc fratelui Nicu Butoi pentru că a fost noi și de data asta. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute ca alegerea făcută să se finalizeze în închinarea de o viață întreagă până când cerul se va deschide pentru fiecare dintre noi. Chiar am vrut să mai spun ceva. Sunt oameni care cred că își îmbracă haina de martir pe linia aceasta și vor să-și mântuiască sufletele, fie prin primire sau prin refuzul vaccinului. Știi, martiri suferă și suferă moarte de martir. Jertfa a fost adusă altundeva. Nu, jertfa n-a fost adusă aici. Aici trebuie să punem în acțiune o combinație dintre minte și genunchii noștri. Astea două trebuie să lucreze cu bine și vom distinge într-adevăr ce ni s-a spus acolo la început. Ți-am așezat înainte calea vieții și calea morții și te sfătuiesc să alegi viața. Să ne dea Dumnezeu acest respect și această prețuire pentru ceea ce a făcut El în dreptul nostru și să ne ajute ca și noi la rândul nostru pentru omul de lângă noi, să putem trăi acest fel de viață. Amin. Aș vrea să încheiem cu un paragraf din Patriarhi și Profeți, pagina 305, se găsește în comentariile Ellen White. Dumnezeul cel veșnic, având viață în sine însuși, cel
necreat, El însuși fiind izvorul și susținătorul la toate, este singurul îndreptățit la suprema închinare și adorare. Amin. Omului este interzis să dea oricui altcuiva locul cel din tâi în simțămintele sale sau în slujirea sa. Tot ce îndrăgim sau nutrim și tinde să slăbească iubirea noastră față de Dumnezeu sau să ia locul slujirii pe care i-o datorăm, devine pentru noi un zeu și e idolatrie. Da. Frații mei, puși față în față cu Dumnezeu, să ne ajute El, prin Duhul Sfânt, să-L alegem ca Domn și Stăpân al vieților noastre. Vă dorim binecuvântare, un studiu plăcut, mai departe, completați cu ideile, cu gândurile dumneavoastră, ceea ce noi am început aici. Domnul să fie cu noi toți. Amin.